Așadar, cunoaștem deja secretele din culisele magazinelor. Ce-ar fi să descoperim secretele hainelor, mai ales în cazul gecilor, paltoanelor utilizate pe parcursul iernii sau toamna târziu, atunci când trebuie să fim mai atenți? Eu, practic, am găsit o armă foarte utilă în acest sens, cel puțin aceasta susține Zinaida Șuba, masterandă la specialitatea design vestimentar și textil la Facultatea de Design UTM, pe care o salut cu mare drag. Bună dimineața. Bună și dimineața. Bine ai venit, Zinaida. Bine v-am găsit. Așadar, asta e o armă foarte potrivită, da? Pentru hainele de toamnă, iarnă și nu doar. Da, corect. Ce e asta? Este un aparat care îndepărtează scamele. Așa. Deci dacă ne referim la paltoane, unde avem în componență lână, cașmir, și poate în timp ce le purtăm să apară scame, acesta ne ajută să le îndepărtăm. Hai să vedem cum... Aici. Aici, aici, da. Așa. Aici. Hai că noi am încercat să... Așa. Hai. Da. Și el se conectează, iar prin efectuarea unor rotații, îndepărtează scamele care le avem. Așa, deci e un must have pentru garderoba noastră. Dacă tot am luat acest palton, cât de atenți trebuie să fim la textura hainelor de toamnă târzie, de iarnă, pentru că ba plouă, ba ninge, ba e soare și eu îmi imaginez cu așa ceva o să fie foarte complicat să ieși după o ploiță. Corect. Textura nu ne permite, poate ne permite, dar trebuie să fim atenți dacă vrem să îl purtăm o perioadă mai lungă, atunci trebuie să ținem cont că ar fi bine să apelăm mai bine la niște scurte, la niște așa impermeabile, care nu permit ca picăturile de apă să pătrundă în interior. Păi și când purtăm blănița? Că e plăcut, e fluffy, e nice? Probabil e bine atunci când e o perioadă la fel de rece, da, însă nu sunt precipitații. Ceva mai uscat. Corect. Da? Ai cu asta am înțeles. Optăm pentru așa ceva? Corect, da, da, sunt foarte bune, dar acestea sunt destul de subțiri. Dacă ne referim la perioada mult așa mai rece, iarna, atunci trebuie să apelăm la scurtele din blană, din puf, din care au în componență și pene. Așa. Atunci acelea sunt mai binevenite, au un efect termic mai bun pentru perioada. Hai că am atins și un subiect tare interesant și o să mă opresc la această geacă. Nu o să-i dăm nici față, o să o ținem așa cu spatele. Există din ce în ce mai multe branduri care oferă niște căptușeli tare finuțe, dar care sunt termo. Cum ne dăm noi seama dacă e pe bune termo ori ba? Probabil trebuie să atragem atenție la inscripțiile, așa, la etichete, pentru că cel mai probabil producătorul nu are voie să mintă. Ce lege frumoasă! Da, asta e cel mai important. Așa. Dar la prima, așa, la prima atingere este destul de greu de... Așa, deci trebuie să fim mai atenți. Cât de important este căptușala în general pentru o haină de iarnă? Este foarte important pentru că este primul contact cu îmbrăcămintea care o avem sub îmbrăcămintea exterioară. Așa. Și probabil dacă e să alegem o scurtă, trebuie să atragem atenție ca căptușala să fie cât de cât aproape de fibrele naturale. Apropo, se întâmplă adesea și o să recunosc că cel puțin cu ăsta am pățit-o. Se electrizează. Deci dacă am ceva sub geaca respectivă, gata, mă curentează la propriu. Ce facem în asemenea situații? Sincer, nici eu n-am găsit soluția perfectă. Era o idee așa, ca știți lacul ăsta de păr, așa, fixatorul. Deci fixativul trebuie... Da. El cumva ajută cel puțin la păr ca să nu se ridice totul. Dar o soluție perfectă încă nici eu nu am găsit. Am înțeles, deci e în continuare o dilemă în materie de comoditate. Hai să ne oprim un pic și la diferența de țesătură, pentru că s-ar părea că astea două trebuie să fie mai aproape, mai rudite, să le zicem așa. Da. Dar sunt diferite totuși. Corect. Trebuie să tragem la componența din etichete. Așa. Probabil unul are în componență mai multă lână și celălalt cașmir. Care e mai ușor de îngrijit? Pentru că ambele țesături sunt foarte pretențioase. Sincer, ăsta așa este mai ușor de îngrijit. Dar acolo textura ne ajută ca în cazul în care apar scame, nu este atât de vizibil. Da, ai perfectă dreptate în acest sens. Apropo, dacă se întâmplă să ne prindă ploaia având așa ceva pe noi, ce facem?
cum îl salvăm și dacă îl salvăm în general. Da, este posibil de salvat, adică nu este neapărat o mare problemă, chiar și dacă îl spălăm, este recomandat să-l punem la uscat pe un umeraj, așa în aer liber, da, așa. Îl lăsăm să se usuce în voie și atunci, în cazul în care se mai adună blana asta, cu ajutorul unui fion, așa, putem să-l mai pufășim un pic. Uite că am înțeles. Și pentru ce ai optat? Pentru blănuri naturale, pentru țesături naturale sau pentru, uite așa, un soi de... Sincer, imitație. Mai bine o blană artificială, așa. Deoarece eu iubesc foarte mult animalele și, sincer, chiar mi nu pot suport atunci. Cum să îmbraci o ființă, practic, pe tine. Ziceai tu de fön, ziceai că trebuie să-l lăsăm la uscat pe un umeraj. Ce ține de pete, de exemplu? Se întâmplă să mai vărsăm ceva pe noi, cafeaua de dimineață, mai dă cineva cu rucsacul peste noi. E ușor de scos petele de pe hainele de iarnă? Depinde de care pete. Este așa recomandat atunci când avem o pată, două, să punem înainte de a fi spălat pe petele respective anumite soluții combinate cu apă. Așa. Lăsăm undeva 30 de minute, o oră și apoi le spălăm. Atunci avem șansa ca petele să dispară. Eu am înțeles că unul dintre cele mai practice țesături sunt astea. Corect. E mega ușor de utilizat, se spală incredibil de ușor. Bine, că nu ține de călduț. Nu, da. Asta e problema. Este adevărat, dar dacă ne referim la scurte, atunci este foarte interesant că scurtele de iarnă, alea din aici nu văd, așa, din cu puf, cu pene, este recomandat să fie spălate separat decât celelalte produse. Bun. Dar pentru a nu se aduna, știți, puful sau penele, este recomandat să aruncăm mașina de spălat câteva mingi de tenis. Atunci, asta este un secret de fapt, da, și este chiar util și funcționează. Stai, deci mingi de tenis, vorbim de ping-pong sau tenis de câmp? Tenis de câmp. Așa, alea deci... verzi. Aha, hai că am înțeles. Bună, da, chestia asta, pentru că eu recunosc, am pățit-o și nu o singură dată. Am senzația că cu toți am fost nevoiți să ne debarasăm de un articol vestimentar cu un soi de căptușeală din asta, doar că mai multă, așa, da, mai și se lasă. Practic coboară totul în partea de jos a gecilor. Mai pot fi salvate, apropo, sau acolo e caz pierdut? De fapt pot. Aici cu mingile eu ți-am spus un secret. Dar trebuie să atragem atenție, desigur, și la indicațiile care sunt scrise pe etichetă. Atragem atenție, trebuie spălate în regim manual, respectăm fibra, deci fibrele sintetice spală la anumite grade, atunci trebuie să tragem atenție numai decât la asta. Și dacă le spălăm cu toate etapele care le-am povestit, le uscăm la fel pe un umeraj în aer liber, în aer proaspăt, separat cumva, pe un umeraj ca să nu-și piardă forma. Și atunci, mai ales în zona umerilor. În zona umerilor, corect. Mai ales la paltoane, când avem și zona asta este destul de complicată. Așa. Dacă respectăm tot ce am spus eu anterior, atunci avem toate șansele să păstrăm produsul. Dacă e să vorbim în continuare despre cum păstrăm aceste produse, ar fi bine să alegem corect și umerașul, pentru că eu, din câte văd aici, avem un singur umeraj potrivit, da, pentru un palton, sau dacă optează lumea sau nu are efectiv un astfel de umeraj, pe asta din sârmuliță, cel puțin să aplicăm un soi de burețel, da? Care, da, pe zona asta se pune, da, se aplică. Și neapărat să fie închis sistemul de închidere, pentru că astfel forma se păstrează mai bine. Așa, și acum hai să facem un experiment. Alege tu o piesă de aici. Hai să încercăm să facem o chestie super practică. Da, okay. Asta. Așa, îl alegi pe ăsta. Eu o să iau, vreau ceva super diferit. Asta ar fi super diferită? Sau asta? De. Pentru care optezi? Să fie așa, în contradicție totală. Bun. Hai să vedem dacă e să ne referim la informațiile de pe etichetă. Ce înțelegem noi de acolo? Pentru că e una să citești și altceva să înțelegi. Bun. Hai că eu aici am găsit. Eu încă nu. Încerc. Bun. În afară de mărime, cred că nu mai înțeleg. A, am găsit. Poate mă ajut pe mine să descifrez aici. Așadar,
Avem temperatura, 30 de grade. Nu se calcă, nu se spală mașina de spălat și cam atât. Și la fel, nu se folosește presa. Da. Deci mai nu se face nimic. Așadar, unde scriu gradele, e semn la ce temperatură spălați aceste corect haine. Un triunghi cu X pe el e fierul de călcat și nu aveți voie să-l utilizați. Nu se spală mașina de spălat. E un cerc încadrat într-un pătrat, la fel tăiat. Și la fel nu se folosește generatorul de aburi pentru a-l întreține. Da, cel mai probabil acest model este binevenit să fie dus la curățătorie. Curățătorie, exact. Asta e o soluție pentru care ai opta? Desigur, mai ales dacă sunt piese vestimentare în care investești bani buni, dar da, se merită pentru că atunci produsul nostru are o perioadă de purtare mai mare. Așa. Și arată mult mai bine, într-adevăr, produsul. Văzusem un truc, cel puțin un stilist personal la unei vedete, nu mi-amintesc acum exact, spunea că dacă vreți să vă bucurați de calitatea mantourilor mai îndelungat, odată în săptămână pulverizați niște apă cu ceva pe ele, nu cu zahăr, să fie clar. Dar trebuie să le mai oxigenăm, le mai scoatem din când în când, da, la plimbare și le pulverizăm cu apă. Ajută la ceva sau e doar un truc așa care se vinde bine, dă bine la marketing? Sincer, nu am auzit despre asta. Și probabil trebuie să încerc ca să-mi expun părerea. Așa. Hai să mai facem un experiment aici. Că aici nu scrie temperatura, cel puțin aici, eu nu o văd. Da, aici la fel. Nu este indicat să nu fie spălat, dar se calcă. Așa. Avem o bucurie aici. Avem o diferență. Deja este foarte bine. Când vorbim despre parfum, soluții care oferă și miros, ele, bun, ne oferă acea plăcere olfactivă, dar deteriorează țesătura? Da, dacă sunt, ne parfumăm de aproape, pentru că, știți, ne mai parfumăm și rămân pete. Exact, exact. Trebuie să evităm acest moment, pentru că, la sigur, poate nu este vizibil, dar mare parte parfumurile conțin alcool. Și ele cumva acționează negativ asupra produsului nostru. Așadar, de la distanță le parfumăm și cel mai bine e, atunci când le spălăm, ele să preia din mirosul detergentului. Cum se strâng corect aceste haine? Deci nu le împachetăm ca celelalte haine. Așa. De fapt, sunt produse exterioare și trebuie... Nu. Crimă față de haine. Mai ales dacă avem un palton la care ținem foarte mult, pe un numeraj din ăsta bun, cu o husă, pentru că noi purtăm o perioadă, iar celorlaltă perioadă stă în dulap, atunci husa ne apără de praf. Așa, deci nu se adună nimic pe ea și se păstrează mult mai bine, iar atunci când este sezonul să-l îmbrăcăm, nu mai necesită o curățătorie, ceva specială. Îngrijire specială. Ce părere ai tu despre acele pungi și saci vacuum care se practic le strâng, uite așa, fac din 10 1. E ok sau ba? Acasă nu cred că... Nu e cazul? Nu e cazul, dar în pentru magazine, deplasare... da, e ok. Eu în această dimineață cred că am înțeles atât de multe, încât am senzația că am trăit în zadar până acum 29 de ani. Dar mulțumim tare frumos pentru aceste sfaturi, pentru aceste recomandări. Te mai așteptăm cu mare drag. O să bârfim și celelalte haine, pentru că și acolo trebuie să fim super atenți, așa că sper că o să accepți invitația noastră. Sigur, eu vroiam să spun la final că eu fiind la programul de master, ieri a fost ziua studentului. Așa, și îmi felicit de fapt colegii, dar astăzi este ziua lucrătorului în industria ușoară. Exact. Și la fel colegilor mei, le doresc mult succes și multe, multe realizări în plan profesional. Uite câte sărbători! Felicitări și ție! Iar noi rămânem tot în lumea modei. De ce și cum, vedeți imediat!